La cei 48 de ani ai săi, Elena Gorbatenki trăiește o realitate de care nu s-ar fi gândit vreodată că va avea parte. De 25 de ani are grijă de Costel, fiul ei care suferă de o boală de piele și anume epidermoliză buloasă, o maladie genetică rară, dar deosebit de gravă, incurabilă până în prezent. Debutează imediat după naștere, afectând la început pielea de pe întreaga suprafață a corpului și mucoasele. În timp are consecințe devastatoare asupra organismului bolnavului. Afectează articulațiile, dantura ochii și unghiile, cauzând malformații ale membrelor. Pielea este deosebit de sensibilă. Pentru Costel, orice atingere poate produce răni deschise. El la mânuță a avut, deci țele tăt așa complet. De s-a născut unghișoare, deci țele tăt era mânuța normală. Și dacă cumva se împiedica sau bruscat așa mânuța, putem să-i dezbrac de piele. Și mă stăruim cât de mai atent să fiu. Și cu timpul apărea răni, că dacă copil se numai lovea așa de masă sau ca copii, îndată îi apărea bula. Și dacă îi apărea bula, nu putem să-i fac. Îi ungem cu unguiente așa, cu uleiuri care știam. Și după asta ele s-au început să contracta. Costel a fost un copil dorit. Elena, cu lacrimi în ochi, își amintește însă că imediat după naștere nu i l-au dat. Nici măcar nu i l-au arătat, ci i-au spus să-și lege sânii pentru că nu-l va mai hrăni. Ea nu înțelegea ce se întâmplă, iar asta îi măcina sufletul. Pe data din 1 spre 2 s-au început durerile și durerile au fost foarte și foarte grele, că la dânsul la picioare, așa până așa, picioarele erau negre. El n-avea putere să împingă așa ca să-l nasc. L-am născut și când l-am născut, medicii s-au îngrozit, s-au speriat că el avea așa pe frunte, picioarele erau negre. Pe frunte ce avea? Ce așa ca o bulă, tot așa. Și nu mi l-au arătat deodată. Și pe urmă l-au dus în secția de copii. Acolo, în secția de copii, a stat, pe data de 2 l-am născut, a stat vreo 6 zile. Costel suferă de cea mai gravă formă a acestei boli. El s-a născut deja cu bule pe toată suprafața corpului. De atunci și până acum sunt 25 de ani, de când acestea nu mai contenesc, iar durerea și chinurile cumplite sunt la ordinea zilei. Foarte multe aparate am trecut acolo la centru. A spus că epidermoliză buloasă. Dar când întreba medicii, dar o să meargă, că el a dânsul picioarele așa și au fost ca într-un ciorap. Nu avea degete, nu avea absolut nimic. Așa s-a născut. Așa s-a născut. Și medicii spuneau că noi nu știm, nicătând că degetele, forma degetului era, că a să fie ceva sau efect ca să meargă, n-a să meargă, cum a să decurgă. Depinde mult de îngrijire, că așa și ne-a spus. Dacă o să-l căutați, că s-a fost la altă mămică, el deja nu mai era. La orice atingere, el ca copilul să atinge, îi suce pielea din nou. De când l-a născut pe Costel, Elena i-a dedicat întreaga viață. El are nevoie de îngrijire permanentă, deși banii nu au fost niciodată suficienți, măcar pentru medicamente și alimente. A încercat să muncească în câmp, câteva ore pe zi, dar mama ei o implora să nu-i lase copilul, de teama că s-ar putea întâmpla o nenorocire. Eu cu dânsul, cât așa ne-a fost tare greu și s-au început vremurilor tare bune, când el era mic și eram cu cumnată, ne ducem și luam norme pe deal și îl lăsam cu mama și el numai cu lapte. Dar dumneavoastră încă nu erați, bănuiesc, asistent? Nu, asistent personal, vedeam deja la vârsta mai mare, de la 16 ani. Nu, pur și simplu îmi primeam, de la început era foarte greu, că o alocație așa mizeră. Eu să mă duc să lucrez, eu nu putem să mă duc undeva departe să lucrez, să-l las chiar cu mama, cum sunt ea că las copii cu părinți. De atât că el, dacă se neca cu o fărmitură,
el mai mult pe ceaiuri, pe ceva lichide. Dacă era că vrea și el o bucățică de pâine și dacă se neca cu o fărmitură, apoi el putea să mănânci toată ziua. Cel mai groaznic este că medicii nu au putut să o ghideze cum să își îngrijească corect copilul bolnav. Elena spune că ei singuri nu știau și chiar se mirau de fiecare dată când mergeau la un control că copilul mai este încă în viață. Întrebam cu ce să opresc cu diferite dezinfectante ca să-i dai acolo să oprești sângele, asta era imposibil, că de durere el putea să-și piardă cunoștința. S-a întâmplat asta vreodată? Nu. Să ajungă să-și piardă cunoștința când la pansamente, când îi facem așa, că eu mă stărim să fie apa nici caldă tare, nici rece, așa puțin, ca să... Sau luam așa tifon și muiem și ținem acolo așa pe rană până să muie locul și ăla ca să cadă, să pot să iau bucata și rămâne de materie acolo pe rană. Să spun că ne-au spus că a să fie tratare sau a să aveți efect ceva din tratamentul dat sau ceva, nu. Pur și simplu spuneau că e refuz să duc în spital. Ce să fac în spital? El e acasă, eu îi fac tot același pansament, toate procedurile, el stă când vrea, stă întins, ce vrea el, așa faci. Dar cât ne face nou în transport, el în transport nu că se simte rău, dar transpirațiile astea printr-o leibusă, prin asta. Dar vreți să spuneți că acolo nu vi se dă sau vi se face altceva, îi se face altceva decât ceea ce faceți dumneavoastră acasă? Nu, absolut, nu. Pur și simplu că el primea 2-3 zile acolo, 3-5 zile cel mult a primit ceva vitamine, injecții. Și restul, eu îi făceam pansamentul. Dar eu... odată cu trecerea anilor, medicii nu v-au dat alte sfaturi sau observându-l cum se dezvoltă această boală și cum progresează? Nu. Nici... Chiar mă duceam, că mă duceam foarte des, am avut probleme că am ajuns și la minister. Și de ce? Că nu ni se dădea unguiente, nu ni se dădea pansamente. Vă spun că am fost și la minister, am ajuns. Pansamentele costă enorm de mult, 270.000 de lei anual. Sunt compensate. Costel are mare nevoie de ele zilnic. Are răni pe tot corpul, care trebuie prelucrate atent, căci pielea se contractă. Elena speră ca prin intermediul emisiunii noastre, Moldova la pachet, cineva din diaspora care poate cunoaște un caz asemănător îi va recomanda o cremă mai eficientă decât cele la care are acces medicina din Republica Moldova. Și ne-a spus că a venit pe farmacie, că nu știu că e pe tot anul sau nu, dar 270.000, dacă nu mă greșesc. Ne întâlnim cu dificultăți din partea unguientelor, ne vine greu, că ele menține boala. Zic, poate undeva e psihotară, undeva este mai dezvoltat în medicină, că sunt bolnavi de așa boală. Ceva ca să nu aibă rânile astea mari, să nu aibă durerile mari. Treacă, poate treacă mai repede, să nu iasă așa, să nu... Că dacă s-o cicatrizat într-o parte, el alături îi apare altă bolă, ia câte ori. El ies imediat, repede. Ia că asta nu e cicatrizat până la sfârșit, aici e atâta. Iată este. Și dacă nu eu sparg, nu eu prelucrez, e să duci așa în jos, poate să ridici și în sus, așa tot gâtul. Și ne vine greu, că nu ne ajunge. Eu sunt asistent personal și ce merge la Costel la locația, punem și noi în pământ, facem, lucrăm pământurile, dar dacă nu este ploaie, nu este roadă, cumpărăm tot. Și achităm și comunalele, că e apă de spălat, mașina de spălat e mai în toată ziua, că dacă nu-i schimb hainele, așternuturile, ele se duce până la, ajunge până la matras sângele. Când ia ca să rupi de la aici așa are la umeri, gazul nu avem, dar butelii. Și noi ia ca așa muia facem focul. Nouă lemne tare ne merge. Noi cum începe? Noi până azi noi n-am oprit foc să facem din, să spunem așa, din august. Cum l-am pornit, chiar dacă în august îl facem peste o zi, că dacă se înță cald. Și în continuu, dimineața, seara, toate lunile astea, dimineața, seara. Trebuie să-și facă pansamentele zilnic.
doar că nu este în stare să le suporte. Prea dureroase și prea lungi sunt procedurile. Acum are nevoie de 2 zile pentru a-și schimba pansamentele care sunt pe tot corpul. În cap până în picior. Iaca, cum am făcut și aici s-o dat și o sângerat. Iaca bolă, ieri am făcut și ea câte i s-a făcut la spate. Iaca, și dacă o dau așa, ea s-o duce mai departe. Foarte mari dureri, foarte greu cum faci pansament. E obositor în primul rând. Stai, mama, sunt drept, stai. Dacă facem spinarea, mai încolo facem picioare sau lăsăm pe a doua zi, că e foarte, foarte greu. Se supraobosește. Am asistat la o singură procedură. E cumplit, spune Elena, să-ți vezi copilul gemând de durere. Dar înțelege că mai bine decât ea, nimeni nu va avea grijă de el. Iată așa zi de zi. Aici este bintul care este pieha haft, se spune. Acum melo, da. Da, doar îl tăiați, adică nu puteți... Aici nu poți să-l folosești a doua oară, că el se lipește. Mole last haft, iată. Că el de-am deja, el prima, el și conține așa și se lipește. Dar a doua oară și aici, tot așa, el dacă a doua oară el pune, el se duce în jos. El nu are elasticitatea cea care trebuie să o aibă. Este uneori că el ajunge murdărie și la dânsul. Și eu trebuie să-l spăl și dacă îl spăl, el deja se face ca niște ață. El îi scoate, iată, vedeți? Că el nu are elasticitatea ce e deja ca să-i pun a doua oară. Și se duce în jos. Toate este. Iată așa. Și iată aici unde rămâne curat. Eu e ca așa fac. Aici să aruncăm. Ca tare el e de folosință. Dar este că unde nu e rană tare, aici să-l punem a doua oară și-l folosim. Ia că el absorbe de pe piele. Să-l lăsați un pic fără pansament sau nu este o ieșire? Îl frige, în primul rând îl frige. Și mă dă în friguri. Așa-l scutură. Ia că aici numai cât așa-l... Șterg. Deci, practic, pansamentele fac parte din viața lui. Da. Și sunt o strictă necesitate. E foarte, foarte strict. Unguientele și pansamentele. Ce faceți dumneavoastră acolo? Ce tăieți acum? Ia ca așa, ea pare când se cicatrizează puțin. Este ca așa pielea. Și asta trebuie să se înlătureze. Pielea așa. Tăieți pielea cu farfeca? Da, cu farfeca. O dau cu dezinfectant și el iată că nu pot să o trag. Dacă eu trag așa cu mâna, e ca să o iau, apoi eu iau tot cu piele. Și eu... Faceți rană din nou. Da, și eu iată așa, îi tai împrejur și el se... Și iată așa, ia ca aici așa cum e. Și dacă nu-i pun pansament, el aici a avut rană. E ca cum este și aici așa. Aici a avut rană și aici trebuie să-i pun pansament. Că-i trage mâna. Dacă eu pun așa, el o trage, eu contractează. Și eu trebuie să-i pun, că el s-a început a contracta, noi nu prea știem deodată și așa prin rând a apărut iarăși rană și am tras așa. Aia asta îmi vine greu, că era așa mai mult. Cu timpul încet foarte îndurit și am dat-o. O rană și rană întins și el. Îl luăm așa pansament, scoatem pelicula dată. Dezinfectez așa mâinile, că nu pot să-i dau drept piele, că dacă îi dau, de exemplu, iată aici așa, pot să-i dau puțin pe piele. Dar aici, de fiecare dată, iată, pe rană să-i dau. Toată cu frigi. El nu suportă că să-l dau de mai multe ori. Și atunci eu pun iată așa pe pansament. Îl ung. Când acum altul, din timp le ung 3-4, depinde cât merge la mână. La mână, la picior, la spate, din timp tot pregătesc. Dar merge și foarte mult unguient.
Da. Eu mă stărui să-l întind așa cât este posibil, dar el absorbe și chiar dacă nu-i nimic, îi spun că el are ceva medicament. Dar dacă îl pun curat, îi trag piele. Merge, dacă mai tubul, terminăm. Cu, dacă l-am la a doua mână, păi este că e rănitarea, păi e... Deci după am și a doilea tub. Deci merge un tub pe zi? Sau mai multe tuburi pe zi? Mai multe tuburi. Dacă îi fac la spate, nu, unii merg, e că asară trei tuburi la spate. Și trei de este. Trei de este mari. Iată, la mână nu e așa că rana mare. Dacă ajunge marginea pansamentului, ca să fie clar, că eu, ei mă întreabă de ce merge așa mult. Dacă marginea pansamentului îl pun, iată așa, pe rană, iată aici așa, o margine, el gata aici să îmbibă în rană și îi rupe când eu să scot a doua oară. Atunci eu trebuie să pun, iată așa, ca să ies tub toată rana. Din cauza rănilor pe organele interne, Costel are nevoie și de mâncare specială. Au fost timpuri în care banii se cheltuiau mai toți pentru iaurturi, căci altceva băiatul pur și simplu nu putea mânca. El avea rană în gât, nici tu zamă, nici tu ceva așa, numai iaurt, că el vine dulceu, acriu, așa puțin, și el se menține tot vitamine are și să ține zătul. Vreau să ne spui tu care era diferența când mâncai o altă mâncare și iaurtul. Cum te simțeai atunci? Mâncam altă mâncare, nu mă simțeam așa satur. Cum mâncam un iaurt, punem un iaurt jumate, mă simțeam mai satur. Nu știu din și motiv, din și... Dar ce simțeai? Simțeai durere atunci când schimbai mâncarea? Da, simțeam o durere, parcă în stomac, mă amețea. Nu mă simțeam bine. Stăteam mai mult curcat. Familia se întreține din salariul Elenei de asistent personal de 3.800 de lei, indemnizația de invaliditate a lui Costel de 2.100 de lei și pensia bunicii de 2.600 de lei. E 2.600, mă ating, primești tot la un loc. E 1.900, dacă nu mă greșesc. Asistent personal a fost 3.000, s-o adaus 3.500, și acum de vreo 2 sau 3 luni, 3.800. Au fost 4 și ceva tot dezbate. Cu cât mai mult, el e pe hârtie că e 4.000, dar la mână ca să primim 3.700, 3.800, 3.600, 3.500, depinde. De la 3.500, adică suntem la 3.800. Ceva adaus a fost la salariu. Am de câteva, de ultimul timp. Aici salariu. Dar internet plătit, a plătit, gaz trebuie să cumpărăm, că e și lemne cumpărate, e cartofi, e tot ce ține din partea mâncării, de spalat, de... Nu facem față noi la toate greutățile care sunt. Fata la școală și tot e Costel diferit și îmbrăcămintea și încălțămintea. Că de îmbrăcat are, dar încălțăminte e imposibil. Piciorul mic nu-i găsesc și apoi trebuie să-l iau cu mine. De-amă dacă îi găsesc din încălțat, de-amă la dânsul mâncare. Mâncarea în tătă ziua e diferită. Mama ce pensie are? Mama are 2.600. E ridicată mâna. Și parcă aceste greutăți nu ar fi de ajuns. Costel, acum câțiva ani, și-a văzut moartea cu ochii nimerind sub roțile unei mașini. Elena spune că cu greu își putea stăpâni emoțiile atunci când a văzut băiatul practic dezbrăcat de propria piele. Medicii nu-i dădeau șanse la viață, căci avea doar 10% din piele și era inoperabil. Când m-am dus spre marginea satului, așa, vreo 30 de metri, n-am putut ajunge. Am căzut jos și el era răcnie cu voi, că nu, eu, pur și simplu, nu-i luat picioarele. Din satul vecin vine unul cu mașină și a spus că eu de bătut soarele în ochi, era ataman pe el apus de soare. Și el când o dat, ei ieșie sănătos și eu a reușit și a fugit. Dar Costel a rămas pe loc și când l-a apucat cu dinaintele la mașină, l-a trăit sub mașină.
Și acolo câți oameni erau, au ridicat mașina și l-au scos pe dânsul așa, l-au așezat pe șezut. L-au pus acolo pe loc. Și el era conștient, el nu și-a pierdut cunoștința. Până o chemat salvarea, că noi l-am luat de acolo, că spune că nu trebuie să-l luăm, de-am eu am venit acasă, nu știam și să gătesc și să-mi iau salvarea vine. Și ne-a dus, ne-am dus noi atunci la rezină, că ei s-a luat pereză, că nu știe și nu cunoșteau boala. Și am spus că el nu e operabil, zic că nu e imposibil. Și ne-am dus în reanimare, în... Numai 10% de piele au rămas și spune că numai 10% de viață are. Și n-am iscălit nimic, eu am dat acordul, zic că nu, că el ar străiască. Și eu pus catetera aici, așa, la subclavii. Și eu pus, am stat în reanimare. Așa am stat lângă dânsul, îi dam cât numai guriță, așa, cu ce a ieșit. Deamă când la pansament, mă scoteau din sală, că eu îmi pierdem eu cunoștința. Chiar dacă și-i pune lui să ia mort, îi pune narcozurile astea, el totdeauna simță. Și eu auzăm cum el geme și eu deam rănele și alea, că dacă era atât. Și așa a fost că a spus că nu-i transportabil la Chișinău, că acolo n-au și-i fașii în dermatologie, dar mai scurt, ne-o dat așa de înțeles că nu poți să le iei nicăieri, că el nu are scăpare. Și am stat noi așa la rezină, au primit pe curători și pe curători un pansament lângă dânsul permanent, primit și sânge atunci și plasmă și am ieșit din cumpăna asta. Atât Costel cât și mama lui nu prea au vrut să vorbească despre tatăl acestuia, cu care nu mai țin legătura. Atât ne-au spus, că nu are cine să-i ajute. Are un frate mai mare care deja este la casa lui și are problemele sale și o soră mai mică, care este elevă și îl poate sprijini doar moral. Bunica băiatului este cu ei, are 86 de ani, dar bătrânețile au țintuit-o la pat. Și tot Costel, împreună cu mama lui, au grijă de ea. Iată așa dimineață venim. Bună dimineața, mamă! Bună dimineața! Ia că așa azi mi-am mâncat și zic să-mi fac o lea spate. Ia că să așează. Așa, mă. Așa zic așa. Ia că așa-i face. Îi fac pe schinare, păi, o mâncă. Și apoi, după asta, îmi fac un ceai. Îi fac o mâncă. Cu atâta. Așa domnul, în toată dimineața, spate fiind. Domnul s-ar rugi să fie sănătos. Dar dacă am zile de trăit, ce după așa și accesul a avut, a fost tot foarte grav, că se nădușesc, de-am deja era pe ducă, dar se vede că... Că eu am stat pe loc. Iată-te, ce să fac? O, zis, când mai am o lecuțică, când am venit. Dacă, pe dânsul așa, dacă îi faci, apoi îi liniștește cât de cât, că îl mănâncă după pansament. Așa, șapte de o așa, încetișor, îmi mai spune el, ia ei și ia mâcă și nu vezi, ei ba nu văd, eu achipul, dar de văzut nu văd. E tot a fost în comă, a fost greu, a fost 8 zile în comă, 8 luni la pat. A fost greu, da. Mai greu când am dus-o la spital și nu o vedem aici, locul era gol. Ia că atât. Și îmi spune că trebuie să mă lași acolo, zic, cum să te las? E greu, clar că e greu, ca să dimineața, când trebuie la tot să le dai. Costel, dacă nu-și poate, când simte el mai rău, tot trebuie să pun, să-i fac atunci ceva proaspăt, un ou sau ceva ca să-i pregătesc. Și mama tot nu tătă mâncare, că pe muși tensiune. Tensiunea nu pot să ies nicăieri. La Costel, afară, la păsări, mulțumesc că sunt pe picioare. Și m-am sculat și mă bucur așa de dânjă cum sunt. Costel vine, clar că nu-i bucurie că el intră așa stare și să te bucuri de... Dar mă bucur că este și l-am, că putem de mult să-l pierd. Costel și mama lui au mare nevoie de susținere și s-ar bucura de orice ajutor. Produse alimentare, haine, lingerie de pat sau medicamente pentru boala care se agravează la Costel pe zi ce trece. Vă reamintesc că ei locuiesc în satul Cinișăuț-Rezina, la doar 38 de kilometri de orașul Orhei și la 87 de kilometri de Chișinău.